Vașul soros, stimați prieteni, vă salut cu bucurie în numele Domnului Iisus Hristos și doresc ca binecuvântarea sa, binecuvântarea Harului Ceresc, să fie revărsată în belșugare peste inimile noastre, peste întreaga noastră ființă. Amin. Mă bucur că împreună cu Ana să ajung din nou după 7 ani aici, la Montreal și să fim împreună cu unii din nou, cu alții pentru prima dată, la părtășie în Casa lui Dumnezeu. Să fim aici, unde am cerut prezența lui Dumnezeu și prezența Harului Divin, să fim aici, în părtășia cuvântului vieții, a acelui cuvânt pe care Dumnezeu l-a trimis ca să vindece. Cuvântul lui Dumnezeu este un mijloc de vindecare lăuntrică. Așa spune cuvântul Scripturilor. Le-am trimis cuvântul ca să îi vindec. Problema este dacă vrem să fim vindecați. Pentru că sunt împrejurări, vorbesc de viața de fiecare zi, de întâmplările din existența noastră, când întâlnim oameni care au nevoie de ajutor, dar nu se lasă să fie ajutați. Care au nevoie de vindecare, dar nu acceptă tratamentul. Au ei părerile lor. Au ei relațiile lor cu anumite persoane care pot să le dea alte sfaturi decât le-a fost dat prin sfat de către cineva documentat. Nu mai departe decât ieri, comunicând telefonic într-o asemenea speță, mi se spunea despre niște persoane din țară care au fost la medic și zice, au fost la Cluj, zice cea care mi-a transmis una dintre fiice, zice, tot ceea ce i s-a indicat acolo, mi s-a părut că nu este bun și au solicitat altceva de la altcineva. Deci medicul care cunoaștea foarte bine starea și istoricul bolii a prescris ceva, dar un altcineva a spus altcineva. Mă întreb dacă asemenea persoane vor să fie vindecate. Și mă întreb în această zi dacă noi vrem cu adevărat să fim vindecați lăuntric. Este o întrebare care nu aș vrea să vă stingă entuziasmul antrenat și prin cântările care au fost prezentate aici, ci să ne conștientizeze de seriozitatea cu care trebuie să privim relația cu Domnul Hristos și să privim propria noastră stare. Și o rugăciune scurtă să spunem, Doamne, ajută-ne! Amin! Din cuvântul care a fost citit din Evanghelia după Luca, din capitolul 9, vreau să urmărim împreună un gând, i-aș zice, provocator, dacă vreți să o acceptați așa, dar dincolo de aspectul acesta, aș vrea să fie cât se poate de folositor pentru trăirea noastră zilnică. Zicea versetul 23 despre Domnul Iisus. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Nu mă îndoiesc că acest cuvânt este foarte cunoscut. Este memorat de către mulți, este reținut din predici. Chemarea Domnului Iisus Hristos, adresată tuturor, spre a-L urma. Și gândul despre care spuneam că aș vrea să îl împărtășim împreună, din acest cuvânt este trăind cu Hristos într-o lume fără Hristos. Că dacă suntem atenți la realitatea înconjurătoare, la tot ceea ce se întâmplă vizibil sau înascuns, la tot ce se face cunoscut și ceea ce este pus de mult pe tapet, dar încă nu este descoperit
să spun așa, publicului larg, până la o vreme, este scoterea lui Hristos din domeniul existenței individului, a comunității, a societății. Nu vreau să intru în detalii pe care nu le stăpânesc suficient, vorbind despre societatea în care sunteți dumneavoastră trăitori aici. Nici nu mă interesează alte lucruri care țin de politica mondială, ci eu mă uit la ceea ce este realitatea imediată în orașul în care locuiesc, în țara în care locuiesc, în locul unde Dumnezeu m-a așezat. Și cred că fiecare suntem parte dintr-un plan, dintr-o parte a Lui, suntem parte din planul Lui Dumnezeu. Hristos, Dumnezeu, tot mai mult în afara vieții și în afara trăirii, în afara implicării. Și mă îngrozesc când pot să constat cu durere că lucrul acesta se poate petrece până și în biserici. Aș vrea să spun de la început și să fiu tranșant, urmărind cu atenție și timpul care se scurge. Nu vreau să spun, când am spus o lume fără Hristos, că trăim sau trebuie să trăim într-o lume fără biserici. Sunt biserici și se construiesc. Vorbesc și de clădiri, vorbesc și de comunități. Dacă îi convine cuiva, stă, dacă nu-i convine, rupe câte o bucată și numai bine a mai înființat biserică. Nu vreau să spun să trăim cu Hristos într-o lume fără biserici, ci într-o lume fără Hristos. Nu vreau să spun trăim cu Hristos într-o lume fără sisteme religioase. Sunt foarte multe sisteme religioase. Eu vorbesc despre o lume fără Hristos. Nu vreau să vorbesc să trăim cu Hristos într-o lume fără instituții teologice. Sunt instituții teologice, se înmulțesc toate, care mai de care. Unele cu învățătură temenică, altele cu învățătură mai deșucheată, așa, dar sunt. Nu vreau să spun despre o lume fără tradiții, ci vreau să spun că trăim într-o lume fără Hristos. Nu vreau să spun că trăim într-o lume fără superstiții. Se înmulțesc superstițiile și dacă este vorba să discutăm de la găleata goală până și de creștini, considerată că este un pericol, la mânța care trece peste drum, care și ea drumul ei săraca, până și oameni religioși, oamenii de-a noștri, spun, e piața rea, tradiție. Ca să nu mai spun de tradiții până și în bisericile pentecostale. Tradiții fără Hristos. Eu îmi asum responsabilitatea ceea ce spun, pentru că n-am venit să-mi exprim aici propriile mele păreri, ci vreau să mă raportez la cuvântul lui Dumnezeu. Căci Domnul Iisus Hristos a spus, și este cunoscut textul, în Evanghelia după Matei, din capitolul 7. Nu toți cei ce îmi zic Doamne, Doamne, sau nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în Împărăție. Căci mulți vor zice atunci, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, standard superior, n-am făcut noi minuni în numele Tău, n-am. Și nu se va spune că nu. A spus, nu vă cunosc. Ați lucrat fără de lege. Adică ați lucrat fără mine. Știu că sunt într-o biserică pentecostală. Sunt creștin botezat cu Duhul Sfânt și mulțumesc lui Dumnezeu. Dar mă îngrozesc în fața acestei realități care nu este născocirea minții mele, ci este cuvântul lui Dumnezeu. Sau creștin? Să prorocești fără Hristos. Nu vă cunosc! Să faci semne, să faci minuni, să scoți dragi.
Fără Hristos se poate. Dacă a scris Hristos Domnul, dacă a spus cuvintele acestea care m-a scris, înseamnă că aceasta este realitate. Nu vreau să vorbesc despre o lume în care nu sunt botezuri, ci vorbesc despre botezați fără Hristos. Nu vreau să vorbesc despre o lume fără religie, ci despre religie fără Hristos. Și de aceea ar dori ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute astăzi să înțelegem ce înseamnă o parte din. Nu mi-am permis niciodată aroganța de a considera că tot ceea ce am spus este exact tot ceea ce trebuia să spun. Nu, e parte din ceea ce trebuie spus. Să ne ajute Dumnezeu, repet, să înțelegem ce înseamnă a trăi cu Hristos, a trăi ca Domnul Hristos într-o lume fără de Hristos. Amin? Amin. Pentru că se vorbește foarte mult despre creștini, creștini de o nuanță, creștini de alta și până la urmă toți suntem împreună copiii lui Dumnezeu și așa mai departe. Mi-am notat, am putința unor invenții, mi-am notat dintr-o carte a unui foarte cunoscut autor creștin, următoare. Mie nu îmi scade absolut cu nimic prestigiu când recunosc ceea ce nu este al meu, dacă îmi place și vreau să împărtășesc cu alții. Și spune așa. Un creștin nu este un om care a fost botezat. Deși un creștin trebuie să fie botezat. Un creștin nu este cineva care ia cina Domnului, pentru că din nefericire se întâmplă că mulți se împărtășesc fără să fie în legătură cu ceea ce înseamnă împărtășirea cu Hristos. Creștin nu este cineva care s-a născut într-o familie de creștini și dacă are un mediu creștin bun, are mai mari șanse să devină un creștin bun. Un creștin nu este cineva care a memorat Noul Testament. Și am adăugat. O persoană care are plăcere pentru muzica creștină, de toate felurile. Creștin nu este cineva care participă la concerte creștine și nici care participă la tabere creștine, la reuniuni creștine, ci creștin este un om care are și păstrează o bună relație, o bună părtășie cu Hristos. Amin? Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Să putem urmări realitatea acestui fapt. Și din textul acesta care, așa cum spuneam, cunoscut, este prezentat încă o dată, vom lua părți din primul verset citit, versetul 23. Domnul Iisus Hristos nu este propunerea cuiva, nu este invenția unor capete mai mult sau mai puțin luminate, ci este spusa Domnului Iisus Hristos. Dacă voiește cineva să vină după mine. Nu mă îndoiesc că mulți au auzit, au spus despre liberul arbitru, despre libertatea de alegere, de voință și așa mai departe. Vreau să spun încă o dată că a urma pe Hristos într-o lume fără Hristos nu înseamnă o atitudine de constrângere. De aceea aș vrea să spun părinților care sunt aici și eventual bunicilor care pot să îmi subiețe nevoții. Nu forțați, nu forțați conștiința lui, că veți obține doar un robot. Și dacă aveți posibilitatea să spuneți copiilor și să vă și înțeleagă, spuneți-le că Hristos îi cheamă. Vorbiți nepoților că Hristos îi iubește și îi atrage înspre sine, sunt atrage societate, sunt momiți de ceea ce scripește ca și struțul, ca
care închide până și obiecte care îi dăunează, dar care sclipesc. Spuneți și trăiți libertatea alegerii lui Hristos. Că dacă este forțare, bine, da, va porunci copiilor lui să respecte cuvântul. Vorbi Dumnezeu despre Avram. Dar cum? Cu ce formă? În ce formă? Domnul Iisus Hristos vine în această zi în fața oricea unora care poate consideră că sunt creștini de ani de zile, că sunt botezați de ani de zile. Am spus ceva acolo și despre botez. E ceasul și e momentul să ne verificăm. Poate de ani de zile slujim, poate de ani de zile frecventând biserici, poate de ani de zile manifestându-te într-un fel sau altul. Mai trăim ca Hristos sau ne-a copleșit Duhul lumesc chiar și în slujirile noastre, chiar și în închinările noastre? Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Dacă voiește cineva, dacă cineva este sensibil la chemarea lui Dumnezeu, nu sub imperiul unor interese oricare, ci sensibil la chemarea lui Dumnezeu, voința noastră să fie dominată de chemarea dragostei Domnului Iisus Hristos, de chemarea dragostei lui Dumnezeu. Încercăm să spunem oamenilor, veniți că la noi nu-i ca dincolo. Veniți la noi că noi avem. Și voi aveți. La Domnului. Ați și demonstrat. Aveți. Cu frisoziți. Și orchestră, și grup coral, cor, fetelor, fanfară, și cred că ați mai tu chiar faci. Nu mă îndoiesc că aveți și soliști. E bine. Dar nu asta trebuie să fie motivația pentru cineva. Veniți la noi, că la noi sunt darurile Duhului Sfânt. Ăsta o fi sau nu o fi? Pentru că ăsta poate vă întreba. Da, sunt. Iubesc lucrarea lui Dumnezeu, cred în autenticitatea darurilor Duhului Sfânt și în valabilitatea cuvântului lui Dumnezeu cu privire la botezul cu Duhul Sfânt, la manifestările spirituale, la vorbirile în alte limbi, după cuvânt. Și mă bucur că Dumnezeu este veșnic și neschimbat. Și toate promisiunile Lui, oricât de multe sunt, în Hristos Iisus Domnul, sunt da. Amin. Și aminul pe care îl spunem noi este să fie și să fie spre gloria lui Dumnezeu. Că prea ne-am făcut noi și sintagme de genul acesta. Îl lucrează Domnul cu da și amin. Este un cuvânt, da și amin. Se împlinește sau s-a împlinit cu da și amin. Amin. Biblia spune că toate promisiunile lui Dumnezeu, oricât de multe sunt ele, sunt da. Pum! Și aminul pe care îl spunem noi, asta e partea noastră, oamenilor. Este partea noastră. Și aminul pe care îl spunem noi să fie pentru slava lui Dumnezeu. Adică așa să fie. Accept împlinirea aceasta. Mărit să fie Domnul. Amin. Dacă vrea cineva să-și deschidă urechea și să audă. Dacă vrea cineva să înțeleagă că Dumnezeu îl cheamă cu dragoste. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Fiu. Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. În al doilea rând, Domnul Iisus Hristos a spus să se lepede de sine. Mergem pe text. Să se lepede de sine. A trăi cu Hristos într-o lume fără Hristos înseamnă a acționa serios la detronarea eului personal. O lume în care fiecare individ vrea să se prezinte pe sine. Vrea să fie cât mai vizibilă reclama pentru sine. Un creștin este chemat să detroneze
euul. Și probabil că sunt anumite aspecte sensibile în privința aceasta. Aș vrea să întreb slujitori, cântăreți, recitatori, oricare face o lucrare publică. V-ați rugat sau vă rugați pentru slujba care o faceți? Tăcerea aceasta nu vreau să o înțeleg că nu o faceți. Ce o faci? Ce cer eu când ne rugăm pentru predică? Ce de la mine? Ce ceri când trebuie să cânti într-o formație? Ce cere dirijorul? Ce cere? N-aș vrea să spun, dar sunt vedete. Vedete, în cântare, ce, eu nu sunt și de aceea nu știu cam cum se roagă. Dar întreb, care este conținutul rugăciunii? Doamne, ajută-mă să țin o predică bună. Nu cumva să plachez. De ce? Doamne, să nu mă fac de rușine. Dar ce sunt eu să mă... Doamne, ajută-mă să pot să cânt la instrument, nu cumva să cânt o multă falsă. De ce? Să nu mă fac de rușine. Să meargă bine fanfara. De ce? Nu cumva să mi facem de rușine. Și așa mai departe. Asta să fie parte din rugăciunea noastră? Oare așa o așteaptă Dumnezeu de la noi? Dar ce sunt eu? Dar ce suntem noi? Rugăciunea ar trebui să fie, cel puțin asta, Doamne, pentru numele Tău. Pentru numele Tău dă har. Pentru numele Tău dă libertatea Duhului. Pentru împărăția Ta. Pentru mântuirea sufletului oamenilor. Nu vreau să vă schimb zelul. Că și noi suntem cam tot pe acolo, probabil că nici nu vreau să fac o apreciere socotită integră după o participare doar la un serviciu sau al doilea aici, ci la modul general. Un frate simplu m-a trezit la realitate. Un frate simplu pus la un timp de rugăciune și cu o voce blajină și cu o anumită durere în glasul lui care răbufnea din tâncul lui, spunea, fraților, sunt mai mulți păcătoși decât bolnavi. Dar cât de dese sunt rugăciunile pentru păcătoși și cât de dese sunt rugăciunile pentru bolnavi. Cum n-aș vrea să mă judecați pe ăsta, nu nici cu bolnavi. Nu. Ne rugăm și noi, ne rugăm și când le spun la frați, băi, nu urma neapărat tipicul, a treia rugăciune este rugăciune pentru cauze, cum se spune la dumneavoastră, pentru bolnavi. Avem libertate, da? Fac ce fac și tot acolo ajung. Tot acolo ajung la aceea, nu știu, lipsă de imaginație sau ce este pentru propunea ceva, dar vreau să spun, sunt mai mulți păcătoși decât bolnavi. Și totuși, bolnavii nu lipsesc aproape de la mici, un timp de închinare, să nu aibă părticica lor acolo. Dar oare este egal și la fiecare închinare rugăciune, dar rugăciune serioasă pentru cei care sunt nemântuiți, pentru cei păcătoși? Că sănătos, dar nemântuit și păcătos să merge în rai, în iad, este cel mai mare dezastru. Dar dacă trupul, care oricum trece, va fi într-o stare de slăbiciune, dar omul din lăuntru este întărit, e siguranță pentru rai și este mult mai bine. Doamne, ajută-ne să putem face de ce nu necesar. Detronarea euului să se lepede de sine, zicea Domnul Iisus Hristos, să renunțe la părerile sale, să renunțe la ideile sale, de dragul păcii, de dragul unității, de dragul mersului înainte a lucrării lui Dumnezeu. Atunci când va fi așa, atunci cântarea va fi însoțită de har, atunci rugăciunea va fi însoțită de har, adică cum să ne rugăm și pentru rugăciune? Da, eu am auzit, că mai aud, ce Doamne,
Nu mă lăsa să greșesc în rugăciune, să mă fac de rușine. Se ruga pentru iarăși, aceeași și aceeași cerință. Să nu mă fac de rușine. Nu, ci înainte de toate. Cuvântul lui Dumnezeu spune că se poate de limpede. În Coloseni, în capitolul 3, cu versetul 17, care mi se îndreaptă sus, acolo. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți în numele lui Iisus Hristos și mulțumiți prin aceasta lui Dumnezeu Tatăl. Amin? Amin. Orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să fie pentru gloria lui Dumnezeu. Atunci când eul nostru, când omul firesc este detronat și acolo are libertate Domnul Hristos să fie stăpân și domn, acolo este binecuvântat. O lume, o lume care exagerează în prezentarea eului, în prezentarea talentelor, în lumea aceasta, trebuie să trăim ca Hristos, într-o lume fără Hristos. Urmăream un videoclip. Să nu credeți că nu plac întreți. Prin Harul lui Dumnezeu, toți copiii noștri sunt implicați în slujirea muzicală. Urmăream un videoclip. Era o cântare, un cântec creștin, era frumos, dar m-a șocat ceva. Când obiectivul de filmat se oprea, pe mâinile cântăreței cu unghii impecabile, inclusiv oja se potrivea exact cu parte din vestimentație. Sau insistent, până la aproape minute, pe profilul angelin al cântăreței. Ce ziceți? Dacă cineva străin de ce înseamnă închinare adevărată ar fi urmărit acolo, credeți că ar fi fost mișcat de conținutul cântecului? Nici nu-l bag în seamă. Ce înseamnă se facă alte detalii care sunt străine de ceea ce trebuie să... Eu nu spun să venim îmbrăcați neglijent, pentru că înaintea lui Dumnezeu trebuie să venim cu bună cuvință. Eu nu spun să nu ne îngrijim părul, dar chiar este interesată cântăreața de cum îi stă partea din stânga a părului când cântă. Și prea este interesat cântărețul de frizura lui. Uneori, altfel decât ar trebui la bună cuvință, nu intru în detalii, că nu vă zidește. Oameni buni, lumea promovează euul. Hristos a venit ca sufletul să trăiască. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă s-ar pierde de sine? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amen. Să înțelegem că a trăi cu Hristos înseamnă încă ceva. Și anume, să-și atunci în fiecare zi. Adică, în fiecare zi pregătit pentru jertfă. Suntem pregătiți pentru orice și pentru a face orice. Mai puțin suntem obișnuiți și pregătiți pentru jertfă. Pentru a renunța la ceva ca să fie folositor pentru lucrarea lui Dumnezeu, ceea ce va face altul. Ceea ce va face altul. Să știm să jertfim din bunul nostru. Pentru ca să fie susținută lucrarea lui Dumnezeu. Pregătit în fiecare zi pentru jertfă. Oare... Nu știu dacă m-am apucat să arăt. Da, mai scăpat aici. Oare arătăm noi când venim la biserică a oameni care ne purtăm crucea?
a oameni care știm că nu mai avem posibilitatea să dăm înapoi. Știți ce înseamnă? Ce însemna pe vremea când se practica și în unele părți ale lumii se mai practică și astfel astăzi pedeapsa asta de crucificare. Știți ce însemna pentru o persoană care își lua crucea? Știți ce a însemnat pentru Domnul Iisus Hristos când a luat crucea? Că nu mai există posibilitate de a da înapoi. A purta crucea în fiecare zi înseamnă să te îndrepți cu fiecare pas în fiecare zi spre moarte. Nu moarte din aceasta care suprimă existența în trupul de carne, ci o moarte împreună cu Hristos, ca să poți învia și să putem învia împreună cu Hristos și să împărățim împreună cu El. Amin? Vrem împărăție, fraților? S-a recitat înaintea cântării fanfare rugăciunea Tatăl nostru și în conținutul acesteia este prezentă împărăția lui Dumnezeu și vie împărăția ta, dar facă-se voia ta și voia lui Dumnezeu e să trăim cu Hristos într-o lume fără Hristos. Într-o lume fără Hristos în care viața este suprimată. Într-o lume fără Hristos în care pruncii sunt omorâți înainte de a ieși din templul trupului oamenilor. Într-o lume în care mizeriile sunt socotite drepturi și libertăți. Într-o lume în care slujitori ai altarelor susțin și justifică homosexualitatea. Știu că e riscant ce spun. Mi-asum responsabilitatea pentru că eu știu că Dumnezeu este împotriva acestor lucruri. Într-o lume fără Hristos și biserici fără Hristos în care cu foarte multă ușurință și cu multă îngăduință avortul, divorțul sunt lucruri care se petrec. Am spus în alte rânduri, o spun și astăzi aici, familia noastră, familia părintească, a fost singura familie de pocăiți din satul în care am crescut și de care m-am despărțit pe la 17 ani. Singura familie de credincioși, penticostali, n-am fost nici baptiști, o singură mătușă adventistă, bătrână și cu puterile ei a făcut cât a putut. Dar până când am plecat din sat la 17 ani, apoi întorcându-mă doar din când în când, în satul ortodox, la 7 km de aici, în care m-am născut și am crescut, n-a fost nici un divorț. Nici un divorț. Și astăzi, până și în biserici, acceptat divorțul, acceptat recăsătoria și probabil tocmai de aceea a privit cu multă îngăduință divorțul, pentru că cu prea multă îngăduință se acceptă recăsătoria. Când Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, suntem conștienți, frați și surori, botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, suntem conștienți că a trăi într-o lume fără Hristos, a trăi cu Hristos, înseamnă pregătiți în fiecare zi pentru jertfă? Suntem? E lecție de caz. În al patrulea rând, Domnul Iisus Hristos spunea și să mă urmeze. Aceasta înseamnă acceptarea autorității. Nu, iertați-mă, probabil sigur sunt lucruri care mie îmi scapă. Dar s-ar putea să-mi scape și ăsta față de care am oarecare opinie. Nu știu cine a zis-o, dar somitatea a spus iubește-o pe Dumnezeu și face bine. Încă în mintea mea, apele nu s-au luat. Augustin, păi mă ajută, fratele, eu se mulțumesc. N-asă. Dar tot nu pot să fiu de acord cu asta. Petrulin!
Iubește pe Dumnezeu și fă ce vrei. A, filozofia vine și spune, în momentul când îl iubești pe Dumnezeu, nu mai poți face ce vrei, că faci ce vrea Dumnezeu. Pare, bine ai să fie așa. Bine ai să fie așa. Domnul Iisus Hristos a spus să se lepede de sine, să-și ia crucea după ce a acceptat și să vină după mine. Știți ce înseamnă asta? Prin pe altele. Înseamnă să vin și nu să-i spun, Doamne, binecuvântă-mi proiectul care l-am făcut, ci să spun, Doamne, judecă-mi proiectul care am, judecă-mi planul pe care eu l-am făcut, că planurile oamenilor atârnă de ei. Împlinirea vine de la Domnul. Doamne, fii cu noi, nu-i rău. Dar oriunde poate să fie Domnul cu noi? Cred că mult mai corect ar fi să spunem, Doamne, ajută-ne ca acolo unde te poți duce tu, să mă duc și eu. Asta înseamnă a accepta autoritatea și să vină după tine. Să vină după mine. Să accepte renunțarea ceea că a fi cu Hristos, a trăi cu Hristos într-o lume fără Hristos, înseamnă a nu mai a primi, ci înseamnă și a respinge. A primi harul Mântuitor, dar a respinge tot ceea ce este împotriva voii lui Dumnezeu. A respinge tot, a renunța. Vorbeam joi seara despre examen la lecția renunțării. Este o chestiune de prim ordin. De prim ordin. Nu poți să pui în ceva dacă n-ai golit acel spațiu sau recipiență. Nu poți să primești harul într-o inimă care nu este golită de lucrurile firii, de lucrurile părerilor înalte despre noi înșine. Nu se poate. Nu se poate. Acceptând autoritatea lui Dumnezeu, să vină după mine. Pavel spunea, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și a călca pe urmele lui Hristos înseamnă a accepta o cara pentru El. Ne sare repede țandăra când nu suntem, avem dreptul și noi. Când nu sunt recunoscute anumite libertăți, dar nu se poate, că e legea, că e prevederea, că e așa mai departe, că... Toate drepturile erau ale Domnului Iisus Hristos. Și totuși El s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu în Filipeni, de aceea, pentru că s-a smerit, pentru că s-a făcut ascultător, pentru a accepta crucea, pentru că a acceptat moartea, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat din spus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, ca numele acesta să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Amin? Amin? Este Iisus Hristos Domnul nostru? Amin? Amin? Atunci înseamnă că trebuie să acceptăm autoritatea sa. A venit un tânăr socotist și spus că era bogat. La Domnul Iisus Hristos a venit în fugă în ultimul moment și i-a spus, bunule învățător, ce să fac ca să am viața veșnică? Și Domnul i-a zis, pentru ce mă numești bun? Unul singur este bun, Dumnezeu. Și nu i-a spus, refă formularea, sunt atâtea discuții și controverse pe aceste exprimări, că Domnul Iisus n-a fost de acord, că e greșit să spunem așa, că n-avem voie să zicem. Nu, de acolo, din textul acela, eu nu am înțeles așa ceva. Ce am înțeles? Că în momentul când i-ai spus, bunule, și unul singur este bun, Dumnezeu, am înțeles, am acceptat din capul locului că El este Dumnezeu. Și atunci, dacă este Dumnezeu, tot ceea ce cere, cere de pe poziția de Dumnezeu. Și de aceea s-a dus mai departe, fără să mai comenteze.
fără să spună, fii cu băgare în seamă, mai pronunța așa ceva, nu, imediat e pe poziția aceasta, spus, cunoaște poruncile, ce le enumeră cele în legătură cu aproape. Oh, pe toate acestea le-am păzit cu strictețe din tinerețea mea. Și că s-a uitat Domnul Iisus Hristos la el și a fost tare drag. Bogat să se gândească la împărăție, la mântuire, educat, stilat, cu bun simț, felul cum se prezintă, ca să mi se pierde dacă, băi, dacă ne tot așa rămânim. De multe ori ne obrăznicim cu Dumnezeu. De multe ori, în rugăciunile noastre ne facem vinovați de felul cum ne adresăm lui Dumnezeu. Ca să nu mai vorbesc că uneori până și gestica noastră este vinovată. Văd pe unii care așa se repede și așa încerc lui Dumnezeu, cu degetul în zau, cu pumni, parcă vrea să se ia la confruntare fizică cu Dumnezeu. Zice că evlavia însoțită de mulțumire aduce mâncă și fie. Oare suntem evlavioși în rugăciunile noastre? Cum ne purtăm, cum ne raportăm la mine? L-a iubit pe tânărul acela pentru că mai rar vedea asemenea exemplar. A spus, îți mai lipsește atât de puțin. Vin de ceai de săracilor. Ea avea o comoră în ceruri. Apoi vin, ia-ți crucea și urmează. Ceea ce acel om n-a putut să facă. Și tare l-acuzăm noi pentru că nu se poate apăra. Dar nu cumva se întoarce cuvântul împotriva noastră. I-a cerut Domnul Iisus Hristos să trăiască ca și el. Într-o lume în care avariția era în floare și este în floare, toți vor să câștige, toți vor să adune cât mai mulți, tu să dai. Dar Domnul Iisus Hristos a fost pildă și la capitolul acesta. A dat absolut tot. Și dacă cineva vrea să câștige tot, Domnul Iisus Hristos să ne ajute Dumnezeu să putem renunța și să acceptăm autoritatea Lui peste noi și în ultimul rând din expunere, nu din tot ceea ce se poate și ar trebui să fie spus. A trăi cu Hristos într-o lume fără Hristos înseamnă să-L mărturisești, să-L mărturisim pe El. Căci oricine, versetul 26, căci oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el, când va veni în slava sa și a Tatălui și a Sfinților Îngeri. Și alte texte din Sfintele Scripturi ne ajută să înțelegem cerința aceasta, printre care aș vrea să amintesc doar două locuri. Și închei. Evanghelia după Luca, în capitolul 12, versetul 8 și versetul 9. Eu vă spun, a zis Mântuitorul Iisus, binecuvântat fie numele Lui, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor Lui Dumnezeu. Dar oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și El înaintea îngerilor Lui Dumnezeu. Oameni buni, trăirea cu Hristos într-o lume fără de Hristos înseamnă să-L mărturisim, să ne lăudăm cu Dumnezeul nostru și nu numai prin felul în care ne exprimăm sau declarăm, ci mai cu seamă prin felul în care trăim. În Epistola către Romani, în capitolul 10, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel cu versetul 9. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Versetul 10. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Este o lume în care trăim și în care pe zi ce trece devine tot mai periculos să vorbești despre Hristos. Ca să nu lezezi,
sensibilitățile altora. Alții pot să dea cu pușca, alții pot să dea cu tună, alții pot să taie cu sabia, alții pot să ucidă fără milă. Tu n-ai voie nici măcar să rostești numele lui Hristos. Vă mirați? Știți că ceea ce spun este așa și vom vedea și mai acut, mai departe, că aceasta este realitatea. Nu vreau să intru aici în polemică cu nimeni și nici în afară, dacă se poate, dacă nu, unde sunt responsabilitatea. Ecumenism nu înseamnă să-L prezinți pe Hristos așa cum îl înțelegi, ci ecumenism va însemna să lași mai mult intrarea lui Hristos și să împărtășești părerile altora. Trăind cu Hristos într-o lume fără Hristos, numai așa vom putea ajunge acolo unde este Hristos, Regele Regilor și Domnul Domnilor, în împărăția pe care s-o cerem mereu, dar pentru care să ne pregătim. Și vie împărăția ta și facă-se voia ta, precum în ceruri, așa și pe pământ.